Primul centru de referință Siemens Healthineers din România se află într-un spital privat din Constanța. Ovidius Clinical Hospital, care este de fapt cel mai mare spital privat multidisciplinar din sud-estul României, are competențe, dar și experiență avansată în utilizarea și gestionarea produselor și soluțiilor Siemens în domeniul medical, motiv pentru care am vrut să aflăm cum lucrează personalul de acolo cu echipamentele Siemens Healthineers și cât de eficiente sunt ele în munca de zi cu zi a specialiștilor. Noi am deschis în aprilie anul acesta nou spital de cardiologie și oncologie la OCH, Ovidius Clinical Hospital din Constanța, și avem acum un spital complex care are toată partea de platforma tehnologică. Avem de la Siemens atât partea de imagistică grea, cum se zice, CT, RMN, dar și partea de radioterapie Halcyon de la Varian. Toată această tehnologie foarte nouă aduce investigații rapide, performante și detaliate. Sunt multiple investigații. Asta pentru medici înseamnă o competență crescută și extinsă de a absorbi toate informațiile pe care le aduc aceste investigații, dar și posibilitatea de a face terapii mai rapide, mai țintite și cu rezultate mai bune pentru pacient. Până la urmă, pentru pacient vorbim de calitatea diagnosticului, precizia și rapiditatea lui, dar și calitatea tratamentului, astfel încât rezultatul, outcome-ul, cum se vorbește în medicină, rezultatul final, să fie cel mai bun. Românii erau tentați într-o vreme, cel puțin pacienții oncologici, să plece în țările mai apropiate, cum ar fi Turcia, Austria, pentru tratamente, pentru radioterapii și pentru aparatură imagistică de calitate. De ce n-ar mai pleca acum? Ce putem spune că avem în România? Era vorba despre aparatură de radioterapie. Și în ultima decadă am crescut și noi în România mult în acest domeniu. Sunt acum în România peste 60 de acceleratoare, din câte am văzut într-o statistică recentă. Noi, de exemplu, la OCH avem cel mai modern aparat de pe piață și, dincolo de radioterapie în sine, care este o procedură medicală, durează cam 7 minute o ședință și se fac cu un număr de ședințe. Da? Este strict o procedură medicală. Dar noi vorbim despre pacient. Da? Și despre nevoia lui ca om și ca pacient în situația respectivă, atât înainte de radioterapie, de sprijinul din timpul radioterapiei, dar și de sprijinul de după. Avându-le integrate, cum le avem noi, că avem și oncologie, și chirurgie oncologică, și radioterapie, toate sub aceeași umbrelă, în același spital, pacientul poate în România să aibă parte de toate serviciile de care are nevoie când e pacient oncologic. Da? De exemplu, poate că este nevoie de o nutriție specială. Unde o faci? Da? Noi o avem. Și atunci despre asta e vorba. Integrarea tuturor serviciilor, astfel încât pacientul să găsească într-un singur loc tot ce îi trebuie să rezolve problema. În ceea ce privește acceleratorul Varian, nu a fost o investiție deloc mică, dar cu siguranță vă așteptați să se amortizeze cât mai devreme. În cât timp credeți că se va amortiza și care sunt până la urmă beneficiile? Orizontul de amortizare a unei aparaturi de nivelul acesta trebuie să stea între 5 și 7 ani. Sigur că aparatul funcționează mult mai mult, dar e vorba de curbele de dezvoltare și de apariția unor noi tehnologii. Da? Deci ca și idee, cam acolo ar fi un orizont. Acum, când vorbești, de exemplu, de performanță în radioterapie, vorbești despre exactitatea zonei radiate și de rapiditatea serviciului în sine. Deci precizie și rapiditate. Asta este ce își dorește pacientul. Da? Și asta poți să o faci cu un aparat de vârf de gamă. Tehnologia a evoluat foarte mult față de acum 30 de ani. Vă dați seama, până în anul cam 2000-2010, noi aveam în România tehnologie din anii 60. Da? Deci a fost un salt mare dintr-o dată pentru noi, pentru România. Din ce ați văzut lansat la Siemens Healthineers în ultima perioadă, ce v-ați mai dori să achiziționați la OCH? Noi avem acum aparatele cele mai noi. Da? Cele mai noi din vârful de gamă pe RMN, pe CT,
pe ecografie și pe radioterapie de la Varian. În plus față de aceste aparate, avem și tehnologii de optimizare, cum ar fi, de exemplu, cockpitul virtual, care este un sistem prin care poți să manevrezi aparatele de la distanță. Deci aici ajungem de la tehnologie într-o altă zonă unde vorbim despre optimizarea practicii medicale. Da? Și atunci când ajungi la discuția de optimizarea practicii, îți pui problema cum livrezi servicii de calitate la acela standard, dar mult mai repede, astfel încât să fie eficient într-un buget. Da? Și avem de la Siemens și tehnologia aceasta de cockpit, prin care putem să operăm dintr-un singur loc trei aparate deodată, simultan, da? Pentru că le poți mișca. Și acum așteptăm și o tehnologie de inteligență artificială, niște softuri predictive. Dar noi suntem într-un proces permanent de training. Am avut de curând, de exemplu, masterclass pe cardiologie. Pentru că tehnologia evoluează, cercetarea evoluează, iar noi trebuie să fim la curent cu lucrurile acestea. Deci, pe scurt, suntem, dincolo de tehnologie, suntem în zona de inteligență artificială și de sisteme și flow-uri de optimizare și în zona de educație medicală continuă. Cât de dificil a fost să găsiți personal medical specializat pentru spital? E un efort permanent, pentru că fiind acum în Uniunea Europeană, suntem într-o zonă de liber schimb al profesioniștilor, dar ce e îmbucurător pentru noi este că am reușit să inversăm un pic trendul. Am reușit să aducem noi, deschiderea spitalului a fost sub sloganul "Aducem performanța acasă", și am reușit să aducem în Constanța peste 5 medici din străinătate, medici români care practicau în străinătate și au decis, văzând investiția și planurile și ce există acolo, să vină să practice în România. Din Germania, din Belgia, din Anglia. Deci iată că se poate inversa acest flux, dar trebuie investit permanent. Trebuie investit permanent în zona educațională și este un efort continuu. Iar la tehnicieni cum stăm? La tehnicieni aici vorbim în zona de performanță a lor și aici am reușit, de exemplu, noi în Constanța am avut un parteneriat cu Spitalul Sfântul Nectarie din Craiova, care e un spital de oncologie cel mai mare din sud-vestul României, noi suntem în sud-est, și am avut și avem un parteneriat cu ei pentru formare on-site. Deci am format. Noi am angajat personalul cu 7 luni, 8 luni înainte de a deschide spitalul efectiv. Și toată perioada aceasta a fost o perioadă de training pentru ei. Deci oamenii se uită în general când vorbesc de investiții numai la ce vedem. Vedem clădirile, vedem aparatele. Da? Nimeni nu întreabă, dar aveți oameni în training? Ați început recrutarea? Nu. Deși acesta e subiectul cel mai important. Vă dați seama, noi am angajat, la deschidere am avut 150 de angajați noi, aproape 200, ceea ce e mult pentru noi, un spital cu 250 de angajați, să ai dintr-o dată dublu. Da? Dar acesta a fost un efort de luni de zile. De obicei, o curbă de învățare în medicină este de la 6, 7, 8 luni până la 3 ani, ca să înveți niște tehnici noi. Deci vă dați seama, o curbă de învățare de 3 ani. Este o persoană deja pregătită, formată, care are diploma și apoi să mai investești cel puțin un an în pregătirea ei. Sunt niște costuri. Trebuie să le fii dispus să le faci și le facem. Și atunci când vorbim de aparatură, cum e cea de la Siemens, de exemplu, de cât timp e nevoie pentru a învăța să folosească corect această aparatură? Un operator, de exemplu, noi aveam deja, noi lucrăm cu Siemens de 10 ani. Noi aveam deja aparatură de la Siemens, că avem mai multe CT-uri și mai multe RMN-uri, oamenii deja lucrau pe modelele vechi, da? Și atunci a fost nevoie doar de un training scurt, da? O săptămână, două, ca să înveți noile lucruri pe aparatul nou. Dar dacă e un tânăr și să devină din asistent medical operator de CT și RMN, atunci îți trebuie un an, doi, ca să-l înveți să știe foarte bine. Că nu e vorba doar de apăsa pe niște butoane, trebuie să cunoști multe detalii.